Am revenit în direct, doamnelor și domnilor, și după cum vă promiteam înainte de pauză, avem un invitat surpriză alături de noi pentru că avem nevoie de informații pe care trebuie să le aflăm până la urmă și invitatea această dată este domnul profesor Nicolae Angelescu, inspector școlar general al județului Prahova. Bună seara și bine ați revenit alături de noi și vă mulțumesc din suflet pentru că având un program atât de încărcat, v-ați făcut timp să ajungeți și la noi în studio. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și pentru această oportunitate de a discuta despre subiectele zilei, subiectele importante pe care noi le avem de dezbătut în această perioadă în sistemul de educație. Mulțumesc încă o dată. Eu vă mulțumesc și încă de la început, pentru că din păcate timpul nu o să fie atât de mare pe cât ne-am dorit să putem să discutăm toate subiectele pe care ne-am propus să le abordăm. Poate cel mai important dintre ele este acela al noii metodologii de calcul a admiterii la liceu, care știm că s-a schimbat și despre care o să vă rog pe dumneavoastră să ne dați mai multe amănunte. Sigur. Pentru că este un subiect deosebit de important, mai ales pentru cei care acum sunt clasa a 8-a. Da, sigur. Cu adevărat este un moment important pentru ceea ce înseamnă admiterea în învățământul liceal de stat și învățământul profesional. Pe de altă parte, aș dori să încep prin a felicita pe copii și profesorii care au fost implicați în vacanța de primăvară în Olimpiadele Etapele Naționale. Îi felicităm și noi de asemenea pentru toate rezultatele minunate. Am obținut niște rezultate deosebite, 6 dintre copii sunt calificați în loturile deocamdată lărgite, cele care vor reprezenta România la etapele internaționale. Sigur, o să revenim asupra acestui subiect. Sper să am ocazia să-i felicităm pe acești tineri. Totodată, începutul lunii mai, întotdeauna în ultimii 6 ani, a fost marcat de debutul acestor acțiuni, debut care era foarte consistent marcat de apariția acestui ghid al candidatului. Anul acesta, într-adevăr, a existat o mică decalare de program, în loc de 5 mai, 10 mai. Asta datorită faptului că, alături de acea noutate pe care dumneavoastră ați precizat-o, legătură cu media de admitere, a apărut și aceea legată de învățământul profesional dual. Poate la un moment dat o să facem o mică referire și asupra acestui aspect. Și atunci a fost necesar să reluăm puțin lucru și să reașezăm acest ghid, însă începând de ieri, ghidul există și își urmează drumul către școli, astfel încât într-un timp foarte scurt să intre în fiecare dintre cei 6.496 de elevi pe care noi îi avem în acest moment în clasa 8-a, să intre în posesia unui asemenea ghid. Acum, să facem câteva precizări. Practic, metodologia de admitere a rămas neschimbată, este cea care a fost aprobată printr-un ordin 4088 din 2010. Dar în fiecare an, sau aproape în fiecare an, s-au mai făcut unele mici schimbări. Sigur, asta încercând să se răspundă la solicitările care au venit din teritoriu și că de la început a existat așa o nemulțumire cu privire la ponderea pe care o are în calculul acestei medii, a mediei de absolvire a claselor 5-8, întotdeauna există în discuții cu privire la obiectivitatea cu care au fost luate aceste note. Dacă s-a plecat de la un 50-50, sigur, în timp sau în formula s-a mai modificat, am ajuns anul acesta, se va aplica o formulă care înseamnă 20% media de admitere a claselor 5-8 și 80% media pe care candidatul respectiv o va obține în urma probelor de la evaluarea națională, probe care se vor susține în data de 19 și 21 iunie. Prin urmare,
strict modul de admitere nu s-a modificat fundamental, dar într-adevăr media de admitere se realizează după o formulă nouă, punându-se mai mult accent pe modul în care se vor comporta acești copii în perioada de examen, dar nu neglijând totuși și ceea ce s-a întâmplat în cei 4 ani de gimnaziu. Prin urmare, sunt convins că cei care au într-adevăr o pregătire extrem de solidă, nu vor fi afectați în niciun fel. Și sigur, întotdeauna îmi exprim speranța și îmi doresc ca la final clasamentul să fie unul cât se poate de real și care să reprezinte cu adevărat munca fiecăruia, exact. Cât s-a implicat fiecare, ținându-se cont evident și de capacitățile intelectuale ale fiecăruia. Prin urmare, aceasta ar fi noutatea legată de media de calcul. Noi însă acest proces cu privire la planul de școlarizare, sigur că l-am început undeva prin decembrie, printr-un dialog permanent cu unitățile de învățământ și l-am propus spre aprobare Ministerului prin ianuarie. Vă spuneam că la nivelul județului Prahova avem 6.496 de elevi în clasa 8-a. Metodologia prevede obligația să scoatem spre propunere de clase un număr egal cu acest al elevilor de a 8-a. În consecință se va găsi în acest ghid cele 232 de clase corespunzătoare pe care noi le propunem. Sigur, am avut grijă să venim cu o ofertă realistă, o ofertă echilibrată și vom găsi atât clase pentru filiera teoretică și aici o să găsim 89 de astfel de clase, dar și pentru ce înseamnă tehnologic, 86, pentru vocațional avem 9 clase și evident pentru învățământul profesional. La învățământul profesional avem o propunere de 48 de clase și vă spuneam anul acesta venim cu această noutate învățământ profesional dual, unde, sigur, ca să marchez puțin, principala diferență față de învățământul profesional, acela obișnuit de 3 ani pe care noi l-am dezvoltat în ultimii ani, ar consta în aceea că această ofertă se realizează în condițiile în care mai întâi operatorul economic vine către școală și ne spune avem nevoie de și am dorit să se școlarizeze. Adică se face această solicitare din partea operatorului. Da, așa ar trebui să se demareze lucrurile. Sigur, este primul an când se realizează. Noi am avut foarte multe discuții, întâlniri. Am pornit de la oferte, așa, discuții de 5 clase, pe final, însă atunci când a trebuit să se încheie, pentru că este un proces destul de laborios, trebuie să existe un parteneriat și un contract semnat atât de operatorul economic, cât de unitatea de învățământ, dar și de unitatea administrativ-teritorială, unde se desfășoară acest tip de învățământ. Probabil că nu s-a reușit să se înțeleagă foarte bine întregul acesta mecanism. Deocamdată, în acest ghid vom regăsi 2 astfel de clase care au fost propuse pentru zona orașului Mizil. Dar sperăm că această propunere cu care noi am ieșit acum să fie una care să răspundă solicitărilor și care să satisfacă aceste nevoi. Întotdeauna a fost o provocare pentru noi, pentru că, vedeți, ne adresăm aici unor tineri care vor intra cumva pe piața muncii, probabil în următorii 10 ani și va trebui, întotdeauna trebuie să știm exact, să avem, exact. Să avem o previziune foarte clară. Odată cu apariția și trimiterea către școli acestui ghid, sigur că la nivelul fiecărei școli ar trebui să se întâmple întâlniri, ședințe dintre profesorul diriginte, copiii de clasa 8-a și părinții acestora.
Sigur, există o experiență care s-a acumulat. Vă spuneam că această metodologie este pusă în practică de mai bine de 7 ani și am constatat în evoluția în timp că lucrurile au fost înțelese din ce în ce mai bine. Și aș vrea să precizez, pentru că intrăm în zona asta de noutăți, de modificări, din punct de vedere al etapelor de admitere computerizate, anul acesta nu există decât o singură etapă. Sigur, admiterea se face în două etape, dar din punct de vedere al utilizării acelui program național de repartizare computerizată, se va face într-o singură etapă. E adevărat, asta vă spuneam, oamenii au înțeles din ce în ce mai bine procedura și nu am avut în ultimii ani, cred că mai mult de 20 de situații când nu erau repartizați în prima etapă. Prin urmare, ar fi bine ca anul acesta, cu mai multă atenție, cu mai multă consiliere, plecând de la nota media de admitere, plecând de la opțiunile și înțelegerea unui profil corect așa al copilului și în a-l putea media învăța către ce anume să meargă. Sigur, să existe un număr suficient de opțiuni, astfel încât după această etapă computerizată el să se regăsească repartizat undeva. Dacă însă există vreo situație de excepție, când rămâne nerepartizat sau nu participă, se poate întâmpla, viața creează diverse situații. Exact. Rămâne nerepartizat după această etapă computerizată. Există o etapă 19-21 iulie, când Comisia Județeană analizează toate aceste situații speciale. Sigur, ne uităm, vedem ce locuri libere au mai rămas și vom face repartiția corespunzătoare cu media și locurile rămase libere. Evident, cum să spun, este o realitate a învățământului, nu mi-aș dori, ar fi perfect ca tot cei șase... Dar trebuie să avem și acea soluție de rezervă până la urmă în astfel de situații. Vreau să spun că, sigur, mi-aș dori ca tot cei 6.496, probabil că devine obsesiv să repet, acesta este numărul de elevi pe care noi avem în clasa 8-a. Mi-aș dori ca toți la final să fie promovați, dar realitatea din învățământ spune că mai avem și elevi corigenți și alte situații. E bine, pentru aceste cazuri există, vă spuneam, etapa a doua, care se va desfășura în toamnă, începând cu 1 septembrie, și când Comisia Județeană va analiza toate aceste situații și, din nou, ținându-se cont de media de absolvire a claselor 5-8, pentru că nu o să mai putem vorbi despre o medie la evaluare națională, pentru că acești copii nu vor participa la evaluarea națională, o să facem repartițiile necesare. Nu pot decât să-mi exprim speranța că toate aceste activități prin care noi o să încercăm să conștientizăm, să transmitem informațiile necesare pentru o corectă completare a celor fișe de admitere, să se realizeze astfel încât lucrurile să meargă cât mai lin și cât mai și satisfăcător pentru fiecare copil în parte. Asta ne dorim. Categoric și în așa fel încât fiecare să-și aibă locul lui acolo bine stabilit. Asta doresc. Sigur, vedeți, media aceasta de admitere pe care am spus-o se aplică în majoritatea situațiilor, dar dacă vorbesc despre învățământul vocațional sau și în situația în care s-ar susține probe de aptitudini în învățământul profesional, sigur, media de admitere diferă un pic, ținându-se cont și de notele obținute la probele respective. Dar asta este o situație particulară. De asemenea, în ghid vor găsi și locul și perioada când se vor susține probele acelea de verificare a cunoștințelor pentru limbi străine, în condițiile în care își doresc să urmeze un profil pentru bilingv. Și atunci se vor susține aceste probe de verificare a cunoștințelor.
Da, acum pentru că timpul ne permite, o să vreau să vă rog să vorbim puțin despre învățământul profesional dual de care ne-ați spus dumneavoastră și pe care de asemenea îl găsim la fel de interesant și de important. Da. Și trebuie să aflăm și aceste informații până la urmă. Da, vă mulțumesc pentru întrebare. V-am spus, este un element de noutate și se dorește a fi un răspuns față de unele solicitări din societate. Probabil și dumneavoastră ați fost pusă în situația, ați participat la diferite discuții și când oamenii, pe bună dreptate, au unele nemulțumiri cu privire la un nivel de calificare sau lipsa unor meseriași pe un anumit domeniu. Și atunci, plecându-se de la această idee și de la experiența unor țări care sunt mai dezvoltate în acest tip de învățământ, s-a plecat de la această idee. Bun, dacă un operator economic constată că are nevoie de un anumit tip de calificare pe un anumit domeniu, atunci el se poate adresa unei unități de învățământ. Și, sigur, în urma unor discuții se constate dacă avem și noi în școală specialiști care să predea disciplinele corespunzătoare și mai departe, se poate propune realizarea unei clase pe domeniul respectiv. Însă, în același timp, trebuie să îndeplinite niște condiții, parte în acest acord de colaborare fiind și primăria, consiliul local, fiecare cu și drepturi, dar și obligațiile. În același timp, operatorul economic, sigur, se angajează să asigure spațiu de practică, se angajează să asigure un mentor, o persoană calificată pe domeniul respectiv, care să supravegheze pregătirea profesională a tânărului și, de asemenea, poate asigura bursă sau alte stimulente. Prin urmare, există un parteneriat așa în trei, totul având drept scop o mai bună pregătire profesională a tânărului respectiv. Vă spun, este totuși o zonă destul de curând apărută și încadrată în legislație. Noi ne-am străduit, o să ne străduim în continuare. Sigur, mi-aș dori ca în această zonă să apară mari operatori economici. Cred că este o șansă special pentru zona aceasta de rafinării, de industrie petrolieră. Constatăm un fenomen interesant, iată locurile existente la Universitatea Petrol-Gaze sunt foarte solicitate, în timp ce în învățământul liceal, învățământul profesional, astfel de specializări nu sunt deloc agreate, nu sunt solicitate. Și atunci am vrea să armonizăm puțin lucrurile. Suntem totuși și ca județ, și oraș, cunoscuți pentru asta și mi-aș dori să putem dezvolta. Este o oportunitate. Și eu sper că, poate, ținându-se cont și de obligațiile pe care noi le avem atunci când realizăm acest plan de școlarizare, nu mai pot vorbi despre anul școlar 2017-2018, dar pentru următorul an... un plan de viitor pe care mi-aș dori să regăsesc aici mari operatori economici din județ și care să ne ajute, într-adevăr, să creăm și să venim cu propuneri pentru calificări care să fie într-adevăr utile și care să asigure și un loc de muncă celor care vor absolvi aceste cursuri. Pentru că, în fond, ne dorim să ajutăm acești tineri să devină cetățeni utili acestei societăți. Viitor și este de asemenea un subiect deosebit de important pe care îmi doresc să îl mai abordăm și într-o altă întâlnire. Vă mulțumesc că aș vrea să accentuez că acest învățământ profesional nu se adresează numai
numai absolvenților de clasa 8 din această promoție, ci pot fi cuprinși în acest sistem de învățământ tineri până la 26 de ani. Prin urmare, este mult mai generos decât ceea ce se întâmplă în învățământul profesional obișnuit și este într-adevăr o șansă pentru cel care, nu știu, vă spuneam la un moment dat, viața e destul de complexă, s-a generat un anumit eveniment în viața tânărului respectiv și nu a putut să-și finalizeze studiile, nu a putut să finalizeze, să aibă o profesie. Se poate până în 26 de ani, putem face asta, îi putem ajuta, dar, repet, mai trebuie să găsim și operatorul economic care să vină și să investească în zona trebuie aceasta. Trebuie să oferim o soluție pentru fiecare dintre noi care avem nevoie de găsirea unei rezolvări, indiferent în ce situație ne-am aflat. Ne încercăm să răspundem acestor solicitări. În fond, sarcina noastră, ca și sistem de educație, este acea principală direcție, să ajutăm acești tineri și ne dorim ca în urma acestei școlarizări fiecare să câștige, să se dezvolte, sigur, pe măsura capacităților, idealilor și a cât a muncit, dar să devină un cetățean activ, implicat în societate și mulțumit cu viața lui, mulțumit cu ceea ce îi se întâmplă. Exact. Din păcate, timpul ne presează să încheiem întâlnirea noastră din această seară. Vă mulțumesc din suflet pentru toate informațiile importante pe care ni le-ați oferit. Cu tot dragul vă așteptăm și cu alte informații de fiecare dată când trebuie să le împărtășim telespectatorilor noștri. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi și de această dată. Vă doresc o seară frumoasă, un sfârșit de săptămână plăcut și noi ne revedem și săptămâna viitoare. Toate cele bune!